Dumnezeule, pușcărie până la 2 ani. Mustafa, în spatele meu. Hugo, exagerat cu... Foarte scump. Hello! Bună dimineața! Din la Flore, din nou. Din Little India, mai bine zis. Da, adică India cea mică. Și dacă de la v-am arătat cumva lux, opulență, bogăție și tot ceea ce înseamnă Singapore și cât este de scump, ei bine, azi vrem să vă arătăm altceva. Da, suntem curioși dacă situația în Little India este la fel ca și în restul țării. Hai să vedem. Stați pe aproape. Și primul impact cu Little India este această zonă cu foarte multe restaurante, sau mai bine zis, tarabe care vând de mâncare. Miroase extraordinar de bine. Aici lumea deja servește prânzul. Noi ne-am trezit târziu azi. Azi noapte am ajuns foarte târziu acasă. Ia uitați aici, ce, uite ce chestii interesante. Wow, dar e imens spațiul ăsta. Găsim ceva mirea oare, între atâtea opțiuni? Cu siguranță găsim. E plin de culoare, plin de miros, de tot felul, da. Și oamenii sunt ok, văd. Foarte puțini europeni, foarte, foarte puțini. Am mai văzut încă doi turiști. Da, eu mi-am pus și masca. Dar oricum. Da, pentru că Singapore e purtarea măștii în spațiile închise, în mijloace de transport, magazine, etc. este obligatorie, dar nu și pe stradă. A, și nu v-am zis că micul dejun în Singapore, acela tradițional cum ar veni, e toastul, adică pâine prăjită. Și am mai văzut că se practică dacă bei cafea să pui unt în ea. Noi am zis că nu o să facem lucrul ăsta și probabil o să mâncăm ceva pe aici și o să trecem direct la prânz. Da. Cam așa arată suculețul meu și astea sunt niște plăcinte, niște... Cam așa arată micul dejun al nostru. Haideți că până la urmă ne-am hotărât ce să ne luăm. Eu am încercat ceva nou, ca de obicei. Mi-am luat un truc, uitați să văd cum se numește. Se numește Chandi Power. Cum e? Foarte dulce, dar e bun. E super tare. Vedeți, are două culori, că se lameste. Are ceva verde prin el. Oricum, e super tare, îmi place mult de tot. L-am gustat, dar pe mine nu mă convinge. Eu, ca de obicei, merg pe ce știu. Mi-am luat mango. Foarte tare. Și astea le-am ales noi de acolo, pe ei ni le taie. Ne dau cu sos acesta. Dar noi, eu știu că era una de fraun, una de cocos. Și restul am ales așa, după cum mi s-a părut mie. Hai să vedem cum îs. Hai să vedem cum sunt. O să folosim bețișoarele, dar doar câte una, nu o să folosim două. Hai să băgăm aici. Asta e dulce. Interesant. De ce? Ți amintește gustul de ceva? Nu. La nu. Asta e bun. Asta nu e de ce e ferată. Bun. Asta e a mea. Momentul adevărului. Ah.
foarte bine prăjit, dar sosul mi-amintește de ceva, un sos pe care l-am mâncat și în România. Mai chili. Nu-i chili, dar mi-amintește din sos, nu știu acum, interesant. Și super tare, aici ne-am făcut niște prieteni, două doamne foarte simpatici, hai să vi le arătăm și vouă. Hai! Hello from Singapore, I'm Sujati, and this is my colleague Rizwana. Nice meeting you. It's a pleasure. Thank you for all your tips. I hope you like Singapore, and please bring more of your friends to Singapore to try all our nice food, okay? Yeah. You will definitely will. Thank you so much. Thank you. Am servit masa împreună foarte de treabă. Și după un mic dejun gustos și foarte bun, am zis să dăm o tură prin piață. Hei! De aici e carne și taie acum proaspătă, mirosul nu-i plăcut, nu-mi place. Oamenii muncesc aici cu spor. Aici e pește. Această piață există încă din 1915, vă dați seama. Aici taie carnea, văd. Și acum mergem la etaj unde sunt hainele. Și cum vă ziceam, am ales foarte bine mâncarea aceea, pentru că doamna cu care am stat la masă și am intrat în vorbă ne-a zis că era tradițional din Singapore și pe niciunde altundeva nu poți mânca așa ceva. Deci, cât de norocos am fost. Am ales bine. În ceea ce privește cel mai tare mic dejun. În ceea ce privește supul meu, a fost foarte dulce, nu am reușit să-l termin, nu mi-a plăcut foarte mult, dar avea un gust bun. Așa și cam... și cât am plătit? Am plătit pe mâncare 5 dolari singaporezi, 5,50 și pe sucuri 4,60. Da. Hello! Și aici la etajul superior foarte multe haine și frumoase, colorate. Un paradis. Hai. Uite ce wow. Cercei. 10 dolari singaporezi. Hai. Ia uitați câtă culoare aici. Și ia uitați cât de mare este această piață. Dumnezeule, wow! E imensă, suntem la etajul 1 și trebuie să mai mergem să mai explorăm puțin, deci mai e piață. Și dacă toți suntem în o parte din India, în Little India, normal că trebuie să avem și aur, că nu se poate, totul este aurit. Și ați văzut costumele lor și tot felul de accesorii specifice lor, fiind așa bling-bling, aurite, foarte mult aur aici. Wow! Ia uitați! Deci brățări de 100 de grame, nu așa? La fel? Da. Ce prețuri am văzut aici? Vedem ceva prețuri. Aur de 22 de carate, 12 grame. Am văzut mai înainte că un lănțișor de așa mai micuț era în jur de 900 de dolari singaporezi. Aici sunt informații cu moscheea, unde vrem să ajungem și noi. Biserici, temple hindu. Acela care e în renovare. Și acela care e în renovare, care l-am văzut și ieri, dar oricum asta o să mergem să mai explorăm. Cu siguranță străzile aici în Little India sunt mult mai colorate decât cele din Singapore. Pline de miros. Aici totul are un miros specific, așa, un miros cu care noi europenii nu suntem prea obișnuiți. Te face să devii și confuz, așa, nu știi care, ce, cum. Și aici în Little India găsiți orice. Acestea sunt din flori naturale, foarte faine. Capuci la 5 dolari. Pantalon la 5 dolari. De toate. Fructe, legume, mâncare. Absolut de toate.
multe, toate pentru toți sunt. Ia uitați, încălțăminte, rucsace. Îți place? Da, e foarte încărcat așa locul, plin de tot ce vrei. Această frumoasă și viu colorată vilă a fost construită în anii 1900. Este singura vilă care a mai rămas și este singura vilă chinezească din Little India. Și arată cam așa. A început și ploaia, dar acum știm deja că o să fie rapidă. Hai să vedem și pe partea cealaltă cum arată vila. Aceasta este o altă căsuță colorată de aici din Little India, care e transformată în toaletă publică. Iar acolo este alta foarte frumos decorată. Și această clădire, care pare un bloc, găzduiește un templu. Acest templu este primul templu dedicat hindușilor din nordul Indiei. Și ia uitați câtă culoare de la arcadele caselor foarte colorate, chiar în curcubeu am putea zice, până la aceste standuri cu legume și fructe de tot felul. Tot e foarte colorat aici. Aici se închină, vedeți cum aprind acele bețișoare. În Singapore trăiesc foarte multe naționalități, nu? Tocmai de aceea ei și vorbesc patru limbi oficial: engleza, tamila, malaieza și chineza. Majoritatea știu engleza foarte bine și asta e super când vii și călătorești. Da, ce să zicem, și turiști în perioada asta nu am văzut foarte mulți, așa e? Nu, destul de puțin. Chiar și în centru acolo, centru la Marina Bay, nu am văzut foarte mult și nici aici. Poate nu v-am spus despre Singapore, ce am uitat să vă spunem e faptul că este un stat, oraș, și este una dintre cele 20 de țări cele mai mici din lume și una dintre cele 3 orașe state alături de Monaco și Vatican. Căutăm magazinul Mustafa, care e deschis 24 de ore și găsești de toate. Hai să vedem pe unde e. Și hai să vedem și niște prețuri la fructe mai exotice. Papaya, cocos, aceste flori ale lor, foarte faine. Aici sunt multe accesorii, acele brățări multe șaurite care le poartă, ceva, uitați la acești zei la care se închină. Da? Oh, da, și aici e multă culoare. Ce faine sunt astea! Superbe! Cât sunt de frumoase! Wow! Asta e că se și pe partea asta. Aici sunt zei. Sunt un fel de hârtie creponată. O stai că aici sunt mai multe modele. Mai faine, da? Ce frumoase sunt. Și zei aceștia, hai să vedem cât costă. 1,32 de dolari singaporezi. Da, asta e India. Fermecat de atâta culoare, hands up. Și aici acest indicator este unicul pe care l-am văzut de acest fel. Și spune că dacă sunteți agresivi, puteți face pușcărie până la 2 ani sau amendă până la 5.000 de dolari singaporezi. Și această clădire este un alt obiectiv turistic de aici, din India mică, și anume arcada Indiei mici. Și am intrat într-un magazin imens de aici, din Little India, și hai să vedem ceva prețuri.
Uite, un borcan mic de Nutella 5,30. Un porridge 4,30. Hai să mai vedem. Cafea, uite așa, la 1 kg 22 de dolari singapurezi. Uite, ceva bomboane din astea 6,50 și au 500 de grame. Din astea 9,50 și au 1 kg. Astea așa micuțe, bonibon, sunt 4,90. Oh, Skittles. Ia să vedem cât e Skittles-ul. 4 dolari singapurezi, 4 dolari. Două periuțe, de exemplu 2 dolari singapurezi de 7 lei, niște pixuri, așa 1,90, o pastă de dinți, hai să vedem un Colgate, cât e un Colgate, în Singapore 1,60. În curând o să înceapă un festival al toamnei, sărbătorit de chinez. Se pregătesc. Ia uitați câtă culoare pe străzi pe aici. Ziceți și voi. Multă, multă culoare. Păcat că nu vă putem transmite și mirosul, dar culorile le vedeți. Și iată, ne ajungem și la minunatul templu de Rakaliamat. Acesta este primul templu Singapore închinat zeului Kaliamat. Ce să mai este, o multitudine de culoare, foarte multe personaje, am putea zice, zeități, animale și tot felul de lucruri ciudate în cultura noastră, dar bineînțeles în cultura hindu ceva normal. O superbitate, am putea zice, foarte, foarte frumos de fotografiat și ce să, păcat că nu putem intra înăuntru, dar da? Hai să aruncăm o privire mai în detaliu. Toate stațiile de metrou din Singapore au toalete, ceea ce e un thumbs up foarte, foarte mare și poți să le dai și feedback. Cât de mulțumit ești de serviciile lor. Foarte tare. Și în sfârșit am găsit acest vestit supermarket Mustafa, în spatele meu. Trebuie numai decât să aruncăm o privire. Și am intrat la centrul Mustafa. Doamne iartă-mă, în un magazin enorm și plin cu de toate. Am găsit o sumedenie de carduri pentru GoPro, dar se pare că doar la V30. Pe mine m-ar interesa V60 sau 90, nu cred că au așa ceva, trebuie să comanzi doar online. Și găsesc de toate, de la electronice, la produse, la pentru igienă, suveniruri, papuci, tot ce vreți, tot ce vreți. Am pierdut-o și pe Mirabela, de-a binelea, nu știu dacă mai găsesc. Să vedem. Ne-am înțeles că ne-am dat un loc de întâlnire, acum trebuie să mă mai învârt pe acolo. Am găsit-o pe Mirabela, yeah! Adică m-a găsit ea pe mine, deci bun, semn bun. Ce să vă zicem? Hai, deci ce am văzut aici n-am văzut în viața vieților mele. Sincer, câte două rânduri de periuțe de dinți, câte două rânduri de măști, două rânduri, 3-5 de produse pentru calculator. E un magazin imens, cu tot felul de chestii, ceva ce nici ne-ai gândit vreodată. Ia uitați, am găsit și parfumul Hugo. 200 de mililitri, 2 pentru 170 de dolari singapurezi. Faceți voi calcul și vedeți dacă merită. De denim, 2 la 12 dolari și 4 pentru 24 de dolari singapurezi. Departamentul de bijuterii, cât este de mare. Wow! Și cam așa arată centrul văzut din afară. Și acum ne îndreptăm spre moscheea sultanului, iar în drumul nostru spre moschei ne bucurăm de graffiti. Da. Cam auzit că sunt câteva și suntem curioși. Și priviți ce frumos decorate sunt toate aceste case. Foarte multe detalii.
specific chinezesc, indian, malaez, dar în mare parte chinez aici. Cred că am exagerat cu ofrandele aduse zeilor. Și una dintre cele mai frumoase moschei de aici din Singapore, sau poate cea mai frumoasă, este aceasta, Moschea Sultanului. Clădirea e de-a dreptul impresionantă și nici măcar nu am văzut intrarea cu ochi. Pentru musulmani e intrarea 6, e superbă, de-a dreptul impresionantă și nu numai. Chiar aici, în fața ei, este o stradă absolut superbă, cu multe terase, baruri și magazine așa de suveniri. Dar atât de cochetă e și frumoasă că nici nu vine să cred. Păcate, moschea este închisă pentru slujbă. Noi am ratat programul care ne este permis să o vizităm de la 10 la 12 și de la 2 la 4. Se numește Blubola. De data asta e super tare. Nu mai e dulce, e nici așa, perfectă, nici acușoară, super tare. Și hai să gustăm orezul. Porția e super mare. Și această porție de orez este 6 dolari Singapore, iar sucul 1,50. Bogdan se pregătește pentru că știe că dacă o să fie spicy, îi trebuie un pic de lichid. Eu, că eu chiar am spus la asta ca seară, Mira a mâncat foarte spicy și n-a avut nicio problemă. Eu aveam mult mai puțin spicy și nu mi-a plăcut. Hai să vedem, eu mi-am luat noodle cu fructe de mare. Hai să vedem. Ia uitați ce bine arată. Neamă, nea. O delicatese a sufletului. Și cum mai toate orașele mari ale lumii au un cartier al chinezilor, nici Singapore nu s-a lăsat mai prejos. Da, și uite, ne ajungi și aici, din India în China, am putea zice. Da, e foarte frumos, mai ales datorită faptului că v-am zis sărbătoresc cu festival. Totul e cumva pregătit, foarte multe luminițe, foarte multe lumini, foarte multe decorații, foarte frumos, aceleași case foarte vibrante, pline de culoare, multă lume, mare, o nebunie, ce se spune, spectacol. By the way, știați că fructul durian este interzis în metrou din Singapore și am fost curios de ce. Și un băiat care vinde aici fructe, durian, mi-a spus că din cauza mirosului, că miroase foarte puternic. Oh,
Interesant. Și aici sunt fructe la pahar, struguri 4 dolari, mango 4, la fel și, nu, ananasul dintr-o la mic 2. Aceasta este papaya 1, cam așa arată. Aici sunt multe produse pentru ceai și chopsticks, acelea bețe dintre alea de mâncat. Dar uitați ce frumos arată. Ceva magneți, tricouri, kimonouri. Ia uitați, 10 dolari în kimonou. Da? Degeaba strada Pagoda, aceasta din spatele meu este cea mai turistică și cea mai importantă din cartierul chinezesc. Uitați-vă câtă lume e și cât este de frumos! Și cam așa arată cartierul chinezesc în zi de sărbătoare. Ia uitați! Hello! Decorații chinezești, muzică, dans și voie bună. Deci așa sărbătorești și chinezii. La fel, ca și noi. Chiar era aici un grup de oameni mai în vârstă care dansau super tare. Ce să mai... Auziți muzica? Începe! Și numai ce am intrat în templul Hindus, Marin... Siri Mari Miriaman, ceva de genul ăsta, îmi scapă numele, un nume lung. Și vreau să vă arăt cum se roagă aici, foarte interesant. Aici depun ofrande zeilor, care sunt foarte mulți. Dar ce-mi place e că e foarte multă culoare. Vedeți ce frumos! Acești zei hindui sunt venerați. Văd că sunt foarte prietenoși la cameră. Nu zic nimic. Aici aprind un fel de luminări. Aici o scenă principală. Hello! Și aici mai mulți zei. Nu sunt un specialist în religia hindusă, dar îmi place. Vezi când dau ceva? Parcă mă amintește de noi creștinii la biserică, când vine și facem o donație. Ori când zice să pun masca, trebuie să pun masca. Sunt surprins de faptul că nici nu îi interesează de cameră. Sunt foarte prietenos cu camera. Ia uitați și aici. Ce culori frumoase! Ce vreau să zic, eu am mai vizitat un templu hindu la Londra și acolo am văzut în muzeul templului, erau foarte multe figuri reprezentând o divinitate hindusă care la fel a mulțit peștii, a transformat apa în vin. Mi s-a părut foarte, scenele de acolo mi s-au părut foarte asemănătoare cu cele ale noastre. Asta cred că e ieșirea cumva. Dar mai important e aici acum fac ritualul. Ah!
acolo e un fel de altar, cum ar veni, bineînțeles. Iar ca și zeul acesta. Interesant că nu au costume, cum au preoții la noi. Foarte interesant aceste ofrande date zeilor pentru, nu știu, cred că sănătate, să le meargă bine, etc., etc. Și văd că au pus și mâncare aici, foarte bună, un pește, lumânările alea speciale, Coca-Cola, bere, că până la urmă și zeii trebuie să bea. Și acesta este unul dintre locurile unde se poate mânca aici, în cartierul chinezesc. Din păcate, acum este cam închis în câte văd. Și acum se face supul din acest sugar cane, se cheamă. Și o să iau un... Ia uite, de câte ori îl bagă și iasă supul. Ce tare! De care vrei? Eu vreau un suc de trandafir. Niciodată n-am mai văzut suc de trandafir. Și ne aflăm aici la Maxwell, la un suc din trestie de zahăr, care, by the way, e foarte bun. Am zis să ne hidratăm puțin după atâta... Am mers foarte mult azi pe jos, am făcut câțiva kilometri buni, probabil, dar nu i-am simțit pentru că am fost așa într-o incursiune culturală, am putea zice, nu? Oh, da. Ai ales bine, bine cuvintele. Astăzi am vizitat o altă parte a orașului Singapore, probabil pe care nu o vedeți sau nu o arată prea des la televizor, am zice. Da, deci astăzi am văzut două cartiere principale ale orașului. Da, Little India și Chinatown. Am participat și la slujbă cu hindușii. Ați văzut cum se roagă. Și ce fac? Da, am mâncat tradițional cu localnicii, am întâlnit acele doamne drăguțe care au mâncat vorbă. Și una dintre ele s-a abonat la canal. Deci, thank you! Deci abonați-vă și voi la canal pentru că venim cu mult mai multe destinații și vă arătăm realitatea de la fața locului. Nu uitați că călătorim la buget și asta înseamnă că o să vă arătăm locurile poate mai puțin turistice. Da, și ce puteți face și cum puteți să vizitați și locurile turistice cu bani mai puțin, nu? Da. Ce să mai zicem? Orașul ne place foarte mult, e o încântare, e ceva, e altceva și este așa cum mulți îl numesc un oraș al tehnologie, un oraș al viitorului, am auzit, un oraș revoluționar, vai, câte, câte și mai câte, da. Și dacă cumva aveți ocazia și veniți aici să nu ratați magazinul Mustafa. Ne-am pierdut acolo, efectiv ne-am pierdut, erau raioane 1, 2 până la 50, cred, și după aceea mai era și A, B, G, G. Erau, ce să mai, o nebunire. Foarte multă tehnologie. Da, deci asta vreau să adaug eu. Dacă aveți probleme cu cardul de memorie, vreți să-l achiziționați un aparat sau un GoPro, să mergeți la acest magazin sau la acest centru comercial
pentru că am văzut de toate. Chiar și GoPro 10. Da, și nu numai. De la alte siguranță găsiți până la GoPro 10. De toate. Da. Ce să mai spunem, ne place și faptul că cumva orașul este, a zice, un oraș al restricțiilor, un oraș în care nu poți să faci multe, nu ai voie să mănânci, nu ai voie să bei, nu ai voie să fumezi în locurile publice. Nu ai voie să spui pe stradă și aveți grijă dacă mergeți la toaletă să nu uitați să trageți apa, că riscați o amendă destul de usturătoare. Da, da. Dar apropo de locurile de fumat, eu am fumat jumătate din cantitatea de țigări pe care o fumam de obicei, pentru că nu sunt atât de dese cum inițial credeam. Deci e un avantaj. Da. Da. Transportul este destul de ieftin și asta ne place foarte mult. Mâncarea în anumite locuri e acceptabilă. Cu siguranță. Bine, locurile foarte turistice și centrale e scump, într-adevăr foarte scump. Dar ce putem zice? Nu venim aici să stăm foarte mult, venim în vacanță și când mergi în vacanță, de obicei, trebuie să fii pregătit pentru orice. Deci nu ne putem plânge. Iarăși, obiectivele, intrarea la obiective turistice costă destul de mult. Da. Deci trebuie să acceptăm anumite lucruri. E un oraș destul de scump, dar foarte un oraș al viitorului, dar astea, toate facilitățile acestea de care ne-am bucurat au costat bani. Într-un oarecare fel trebuie să scoate și ei banii de undeva, nu? Și înțelege. Da. Își justifică taxa. Bun, ce să mai... La Belândoi! Nu uitați să vă abonați! Salutări!